Roxana, prima mea curiozitate este să te întreb cum ai ajuns tu, fată fiind la tir. La tir am ajuns dintr-o întâmplare. Eu am făcut handbal. M-am accidentat la handbal, m-am apucat de atletism. De atletism m-am apucat pentru recuperare și pentru a face mișcare, nu nimic mai mult. De acolo a venit domnul Ștefan Olteanu, primul meu antrenor, care făcea selecție. Și, haide, nu vrei să încerci să vezi cum este la tir sportiv? În mintea mea era cu mașinuțe, cu niciun caz arme și... Hai, când am ajuns în sala de tir sportiv, stăteam și mă uitam foarte curioasă ce se întâmplă aici, că eu mă gândeam la mașinuțe, nu am loc să-mi toc nicio mașină aici, nu am loc de absolut nimic. La ce vârstă? La 14 ani. Se poate începe și mai devreme acest sport? Da, se poate începe și mai devreme. Inițial se fac selecții undeva la 9 ani, 9-10 ani. Care a fost prima senzație care te-a încercat când ai luat o pușcă în mână? Sincer, nu-mi reamintesc, dar știu foarte bine că nu aveam stare, având foarte multă energie aici, nu avem nevoie de energie. Și domnul antrenor îmi spunea, dacă o să ții tot așa, o să te miști non-stop și nu o să ajungi niciodată să tragi ca colegele tale să fii foarte, foarte bună. Și senzația era că pur și simplu nu aveam stare, nu era pentru mine. Prima dată asta am simțit că nu este pentru mine. Câte ore te antrenezi pe zi? Înainte de o competiție importantă, de un campionat mondial. Înainte de un campionat mondial, pe proba de aer comprimat, pot să spun că mă antrenez undeva la 2 ore jumătate, chiar înainte de competiție. Dar în momentul în care se face acumulare și el, pot să mă antrenez și undeva la 4-5 ore, depinde. Depinde de stadiul de pregătire pe care l-am în momentul respectiv. Care e partea cea mai dificilă la un antrenament la tir? Partea cea mai dificilă, în momentul în care trebuie să te concentrezi numai și numai la ce ai de făcut, iar mintea ta trebuie să fie atât de limpede încât chiar este cea mai dificilă parte din antrenament. Și cum reușești să ajungi la starea aceea de perfecțiune? Nu pot să zic că se ajunge la starea de perfecțiune, dar poți să te legi de elemente, să te gândești doar la ce ai de făcut. Dar să ajungi la starea în care să nu-ți treacă absolut nimic prin cap, atunci nu... Este un pic cam dificil. Este tirul un sport scump? Cât costă o pușcă? Cât costă echipamentul complet? Da, este un sport foarte costisitor. Cea pe care o avem aici este undeva la 2000 și ceva de euro, plus accesoriile de pe ea, care sunt tot așa foarte, foarte costisitoare. Și cu totul, nu știu, pușca doar ce are pe ea, undeva la 5000 de euro. Echipamentul este undeva la 2000 de euro și echipamentul cu care tragem. Ați văzut, este un echipament din piele, foarte rigid și atunci este ceva mai special. Ce durată de viață are o pușcă? Eu cred că poate să țină undeva la peste 10 ani. Depinde de țeava pe care o... Depinde și din fabrică cum vine. Dacă ești norocos și primești o țeavă bună, atunci eu zic că este... are o durată de viață mai mare. Care e componenta care e cea mai sensibilă la pușcă? Partea de mecanism, partea de trăgaci, percutor, cred că este cea mai sensibilă parte. N-ați avut probleme la vamă? Nu, se fac hârtii dinainte. Acum am început să avem cam fiecare permis de portarmă, permis european, deci nu, aici e... tot este în regulă. La 16 ani era deja campion național la seniori. Cum te-au privit colegele mai în vârstă și competitoarele și sunt curios dacă există concurență sau chiar invidie între voi? Eram atât de aeriană și atât de full cu capul în nori încât nici eu nu realizasem performanța pe care am obținut-o. Dar peste ceva timp abia atunci realizasem că stai puțin, sunt campioană europeană. Wow! Pe moment nu. Nu am realizat, nu am putut să conștientizez ce se întâmplă. Cred că puțină invidie există la un moment dat, nu neapărat cu răutate sau acolo... Un gram. Da, un gram de invidie, zic că sigur există, chiar dacă noi o să spunem că nu, în niciun caz. Este o competiție, fiecare luptă pentru titlu, fiecare, deci este imposibil să nu existe. Anul trecut ai devenit campion european de seniori în proba de pușcă, cu aer comprimat pe echipe. Da. Ce a reprezentat pentru tine această reușită, această performanță? Această performanță a reprezentat pentru mine o confirmare, în primul rând, că pot și că avem o echipă puternică.
putem să aducem medalii în continuare pentru util sportiv, deși în ultima perioadă nu s-au mai câștigat foarte multe titluri. O confirmare că putem să avem încredere în noi și că performanța nu rămâne doar la nivel național sau foarte puțin internațional, cum a fost până acum puțin timp. Și această medalie probabil că mi-a demonstrat mie că pot să mă autodepășesc când mă aștept și cel mai puțin. La vânătoare mergi? Nu, iubesc animalele și nu aș merge niciodată la vânătoare. Ce pasiune ai? Ce faci în timpul liber? Îmi place să merg la film, îmi place să merg la pescuit, dar când este cald afară, nu când este frig. Îmi place să merg la sală să fac sport. Doar pentru asta am timp, când am timp liber. Deși este foarte puțin. Ce spun prietenii tăi, cercul tău de amici, când le spui că și le povestești că de fapt tragi școală? Cercul meu de amici se învârte tot în jurul sportului, așa că ei înțeleg foarte bine despre ce este vorba, ce se întâmplă. Iar cei care nu fac parte din sport, băieții sunt foarte curioși. Mamă, tragi cu arma și cum este, că vreau și eu. Dar nu înțeleg foarte bine sistemul pe care îl folosim. Ei, de exemplu, pușca de aer comprimat o primesc ca pe o armă de jucărie, să o spunem. Noi nu o vedem așa, că noi lucrăm cu ea și știm că nu e chiar o jucărie. Care este visul tău ca și sportivă? Cred că visul oricărui sportiv este să ajungă la Jocurile Olimpice, să câștige medalia olimpică. Dar pentru asta avem nevoie de timp, muncă și dăruire. Și poți să-ți îndeplinești visul la Tokyo sau la Paris? Nu pot să spun, dar pot să spun că îmi doresc să câștig medalia olimpică la Tokyo, indiferent de culoarea medaliei. La Paris sper să fie sigură medalia. La Tokyo vom vedea. Mai întâi avem nevoie de calificare, mai întâi am nevoie de timp pentru a mă putea acomoda de fapt cu schimbările făcute în ultima perioadă.